Spectatori, bine v-am găsit! Ne aflăm la o ediție specială a emisiunii Transilvania Policromă. Vom afla astăzi mai multe despre singurul liceu ucrainean din România. Vom afla care a fost parcursul acestui liceu, când s-a înființat, când s-a desființat și s-a reînființat sau multe alte detalii de acest gen și care este situația lui actuală de la directorul liceului, domnul Vasile Cureleac, profesor doctor în geografie. Bun găsit, domnule director! Bine ați venit! Sunt bucuros pentru că o echipă de la TVR3 ne-a onorat cu prezență și pentru a scoate în evidență unele aspecte legate de istoricul acestei unități școlare, liceul ucrainean din Sighetul Marmației, care s-a înființat în anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial și avându-l ca primul director pe Paolo Cușnir, într-o perioadă, să zicem, grea istorică, dar totuși a luat ființă o școală. Ceea ce este important să reținem noi, că și în perioada, să zicem, de nesiguranță, școala funcționase. O școală într-un oraș multicultural, și într-o regiune unde existau foarte mulți etnici ucraineni și există în continuare. Există pentru că, din acest punct de vedere, aș putea să vă spun mai multe, dar această școală a fost transformată în 1949 în Liceul Pedagogic Ucrainean, iar în toate localitățile ucrainene din județul Maramureș au fost înființate școli cu predare în limba ucraineană. Se știe foarte clar că în unele localități ucrainene învățământul organizat a luat ființă încă în perioada 1896, altele în Rona Iisus sunt peste 240 de ani de când a început să funcționeze învățământul organizat lângă Biserica Ortodoxă și atunci greco-catolică, dar liceul ucrainean reprezintă ceva important pentru toată comunitatea, pentru tot Maramureșul istoric. De ce? Acel de ce răspunde pentru că începe să se gândească o perioadă în care au venit foarte mulți ucraineni din regiunea Cernăuți, foarte mulți doctori în știință, care niciodată nu și-au pus problema că România va fi acaparată de comuniști, că România va intra sub incidența puterii și influenței comuniste. Și atunci au fost 6 doctori în știință care, mă aduc aminte acum repede, pe Novosilski, doctor în biologie și așa mai departe, deci profesor de renume, care au plecat din zona Cernăuțului și au ajuns pe meleagurile maramureșene și au format baza liceul pedagogic ucrainean din Sighetul Marmației. Este clar că acesta a funcționat până în 1960, când în 1960 s-a unificat cu liceul pedagogic predare în limba română, iar în 1966 acesta a fost deja desființat printr-un decret dat de către autoritățile comuniste
și lucru care s-a reflectat negativ asupra nivelului de cultură minorității etnice din Maramureș. A început, să zicem, un soi de declin, cumva, limba ucraineană, din desfințarea liceului, a școlilor. Nu numai liceul a fost desfințat, și toate școlile, și atunci profesorii nu au mai dorit să predea în limba ucraineană, pentru că automat a fost o perioadă în care în 1966 au fost și condamnați niște profesori pentru faptul că au predat în limba ucraineană, nu știu, era vorba despre o operă în care au scos și era împotriva sistemului totalitar la vremea respectivă și profesorul a încercat să detaleze unele aspecte din opera respectivă și a fost condamnată chiar cu închisoare. Și lucrul care s-a reflectat negativ asupra, nu numai declin, dar asupra și stării de spirit a comunității. Mai departe... Vorbim și despre foarte mulți intelectuali pe care le-au dat aceste școli în cutădare în ucraineană, da, dar și problema liceul e ucrainean. Liceul ucrainean, deci absolvenții liceului ucrainean în perioada respectivă, toți au reușit la instituții și de învățământ superior din România. Terminase facultățile și tot. Deci i-au creat o practică intelectualitatea ucraineană din România. Deci se știe că veni chiar Ștefan Cărciu și alții au venit să studieze la Sighet, la liceul ucrainean. Deci vă dați seama de nivelul prin care de pregătire la vremea respectivă. Deci era un punct de atracție. Eu știu că erau și uniforme școlare, mi s-a transmis foarte multe date în ceea ce prin Graeviu nu am materiale, dar din păcate statistica nu o pot verifica totalmente. O parte s-a păstrat, o parte nu știm unde se află, dar a existat un internat destinat pentru tinerii ucraineni, pentru elevii din etnie ucraineană. Știau că în 52-54 se cânta prin centru, deplasându-se elevii de la internat la liceu, mergeau prin cântec și cântau tot felul de cântece ucrainene foarte interesante. Și atunci era... Știți un număr al elevilor? Nu, sincer să fiu... Știu că s-a început cu un număr destul de mic, 21 erau mic, la un moment dar, dat. La un moment dat, dar în prezent, acum nu pot să... Dacă nu văd statistica, nu pot. Acum pot spune date statistice din 1990 până în prezent, până în 2019, au... Ați pomenit din 90, haideți să începem cu un... A fost acea perioadă. A fost perioada 66 până în 1990, clar că a fost desfințat învățământul cu predare în limba ucraineană. S-a predat la țară, s-a predat câte 3-4 ore, cum prevedea programa școlară la vremea respectivă, limba maternă ucraineană. Mai puțin alte obiecte. În schimb, deja în 1990, până în 1990, din 66 până în 1990, în cadrul liceul Dragoș Vodă din Sighet Marmației, au existat clase, secții cu predare în limba ucraineană, unde foarte mulți absolvenți au terminat destul de bine cu aceste secții și-au continuat studiile în școlile, adică în instituții de învățământ superior. Și mă amintesc, de exemplu, domnul doctor în teologie la Vruc, Nicolae, care este și parohul bisericii din Sighetul Armații, care știu exact că terminase această secție și nu numai dânsul, și toți mulți reprezentanța intelectualității ucrainene terminaseră liceul drag. Exista în continuare, da. Se pare interes, oamenii da. Așteptau. Aveau un aspect, dar nu exista o gândire, să zicem, logică în ceea ce privește înființarea și nici legislația nu-ți permitea. Și atunci, odată cu 1990, s-a aprobat acea secție pentru învățători și educatori la cadrul școlii normale din Sighetul Marmației, liceul actualmente Colegiul Pedagogic Regele Ferdinand, și s-a înființat și un aport deosebit a depus domnul Fedor Teodor Popovici. În anul 1997, printr-un luna aprilie, s-a emis un ordin de ministru 3.000
569, care prevedea înființarea liceului ucrainean Taras Șevcenco. Și începând cu 1 septembrie 1997 a fost luat ființă două clase, o clasă de pedagogie și una de mate fizică. Mai departe au continuat aceste două specializări până în anul 2000, iar în anul 2000 s-a regândit, directorul la vremea respectivă a regândit o nouă strategie de a înființa o specializare nouă, filologie. Deci discutăm de, din nou de liceul ucrainean Taras Șevcenco din 1997, de sine stătător, da, ca să zic așa. De sine stătător. Din nou și... am putut vorbi de un liceu ucrainean în România. Da, este unicul liceu ucrainean din România care a avut o istorie destul de zbuciumată și... Au fost multe suișuri, coborâșuri, multe ițe întortocheate. Da, pentru că realitatea ne spune acest lucru, nu altcineva, deci noi avem un mare, să zicem, un mare bagaj de date și de informații de ceea ce s-a întâmplat. Orice eveniment care se întâmplă rămâne bine fixat și în rândul populației și consemnat și așa mai departe. Deci nu vorbim altceva decât adevărul care sunt importante pentru a cunoaște și generația ar trebui să știe, care urmează, ar trebui să știe despre realități și prin ce metamorfoză a trecut acest, prin ce transformări a trecut liceul pedagogic Taras Șevcenco. Este clar. El e așa, ca să zic, liceul acesta e așa o dovadă vie a vorbei că ce nu te omoară te face mai puternic. Da, deci atunci când se întâmplă ceva, te face mai puternic. De ce? Pentru că îți formezi imunitate și atunci devii imun și devii mult mai atent la fiecare lucru în parte. Deci, una dintre probleme serioase cu care s-a confruntat liceul Taras Șevcenco a fost cea legată de patrimoniu, cea legată de unele acte legislative care a fost chiar opozante, să zicem, interesul liceului, pentru că odată cu schimbarea sau modificarea transferului de patrimoniu spre administrații locale în anul 2002, a influențat influență negativă asupra acestor probleme legate de... E vorba de faptul că au existat două unități într-o singură locație, două unități școlare, clubul sportiv școlar și liceul pedagogic Taras Șevcenco. Au existat unele neînțelegeri în acest sens, pentru că după 2002 clubul sportiv școlar a rămas a aparținut Ministerul Învățământului, iar liceul Taras Șevcenco a aparținut administrației publice locale. Și aici a apărut aceasta. Deci neexistând această formă de proprietate, nu poți să depui niciun demers. Pentru exact. A obține o finanțare, nu poți să finanțezi, să investești, să... Deci există un lucru care și de aceea are acest aspect, să zicem, încă istoric. Mie îmi place cum zic, are un aspect istoric. Însă s-au făcut deja multe demersuri în acest sens pentru ca situația să fie reglementată, da, și situată juridică. Așteptăm ca la nivelul să existe un act... În acest sens, țin să mulțumesc domnului deputat Nicolae Miroslav Petrețchi și domnului Petrețchi Miroslav, deoarece au făcut demersul în vederea obținerii unei hotărâri de guvern, au făcut lobby în acest sens, au încercat să vadă și să vadă cum se poate susține și cum se poate realiza acest transfer, au încercat să ne ajute. Mulțumesc și Consiliul Local Sighetul Mărmației pentru că a înțeles, până la urmă a fost la câteva ședințe, au înțeles această problematică care este. În prezent, noi așteptăm o trăie de guvern și mai departe ne vom orienta spre a implementa proiectul care există. Există deja un proiect de reabilitare al PNDL-ului în care sumele sunt alocate, dar noi nu putem implementa proiectul. Și cred că dacă
vom reuși, vom avea o realizare în acest sens, se va reuși implementarea un proiect care va schimba total fațada liceului, iar și cea externă, și se vor reabilita clasele și toate încăperile și toate spațiile existente în unitate școlară. Despre câte clase vorbim la ora actuală? Ce fel în de prezent profil există, au aceste clase? Există trei profile și e vorba de trei specializări, e vorba de pedagogie, învățători educatoare, e vorba de filologie și științele naturii. Deci trebuie să menționez faptul că în ultimii doi ani școlari, 2018-2019, respectiv 2019-2020, am reușit să fim evaluați din partea Agenției Române de Acreditare, RACIP, și am înființat nivelul preșcolar și asta înseamnă că aveți deja o grădiniță. O grădiniță, adică, cu program prelungit. E foarte important să știe comunitatea ucraineană din Sighetul Marmației și nu numai. Și nu numai, pentru că avem și români, avem și unguri, avem o multiculturalitate. Copiii știu să se joace, asta e important. Și o nouă specialitate, filologie ucraineană. De ce filologie ucraineană? Pentru că s-a observat că în ultimul timp copiilor, elevilor, nu le place matematică. Și atunci ne-am reorientat, ca și celelalte licee din Sighet, spre specializare de filologie, unde ar avea șanse, dacă au o altă înclinație, o altă viziune, ar putea să-și termine bacalaureatul. Pentru că foarte mulți absolvenți de-a noștri obțin note mari la română, la ucraineană, la geografie și asta, și note mai mici la științe exacte. Este important să le oferim o nouă posibilitate și o nouă ofertă educațională. Doresc să menționez faptul că populația școlară în Maramureș și mai ales în satele ucrainene este în scădere, mai ales în zona Sighetului, în localitățile Remeț, Lunca la Tisa, Crăciunești, Tisa, Rona de Sus, deja observăm că există câte o singură clasă. Vorbim aici despre populația școlară, da. Exact, și localități care au peste, dacă e să luăm așa un total, localitățile ucraineni din Maramureș, unde trăiesc peste jumătate din etnici ucraineni din România. Adică peste 52% din populația ucraineană etnică din România. Și aici putem spune că baza ar reprezenta Valea Ruscovei, Pâinile Sumunte, Repedea și Ruscova, unde încă avem o populație tânără destul de, și populație școlară destul de numeroasă, și am avea posibilitatea ca să atragem pe acești copii înspre liceu. Pentru că dacă ne gândim, este atât de bine că se formează pedagogi, învățători, educatori. Diplomele sunt valabile pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Aici trebuie să ne gândim. În viitor observăm că se vor elibera multe posturi, pentru că sunt multe învățătoare, educatoare care se află la limită de pensionare și vor fi posibilități de angajare. Mai departe, elevii noștri au posibilitatea de a termina studiile, de a-și finaliza studiile în cadrul Academiei de Poliție, în cadrul Poliției de Frontiere, în cadrul altor servicii sau SRI și așa mai departe, în cadrul unității din București. Există posibilitatea aceasta de a-și, în cadrul unității de la Cluj-Napoca, secția filologie ucraineană. De asemenea, sunt foarte multe variante, posibilități. Chiar în Ucraina, și mai departe, există și chiar și din partea ambasadei Ucraine niște solicitări ca să trimitem pentru studiu elevi din de la unitatea noastră școlară. Deci posibilități sunt reale. Aici ar trebui ca părinții să se reorienteze, să se gândească, și aș vrea să le atrag atenția părinților că foarte mulți sunt plecați. Și iar copiii sunt lăsați singuri, sunt plecați în
alte țări, în străinătate, copiii sunt lăsați să... Și multe probleme suntem noi și profesorii și suntem puși în situații în care să le gestionăm și multe alte aspecte, nu numai cele legate de sentimentele lor, pentru că acești copii sunt afectați în ceea ce privește lipsa părinților și unele chestiuni legate de afectivitate, pentru că se resimte asupra stării acestora. Ce gânduri privi spre viitorul acestui liceu atât de important pentru comunitate, pentru nu numai dincolo de păstrarea limbii, sunt multe alte aspecte care sunt implicate, ca să zic așa, și importante pentru comunitatea ucraineană în general. Viitorul este așa cum ți-l faci. Sunt mult mai pragmatic aici. De ce? Pentru că dacă vrei să ai ceva, trebuie să te gândești cu, ca și la șah. Nu, două, trei mutări trebuie să le ai pregătite ca să ai un rezultat. Nu le pot pronunța toate aceste idei și toate, știu, strategii sau care i-am prevăzut, dar fiți sigură că am luat în calcul orice posibilitate pentru a constitui clasele, pentru a crea o situație materială în favoarea elevilor, accentul punem pe elev, deci în favoarea elevului și de a le crea un mediu sigur, sănătos, un mediu în care prima dată nu a fost înțeles, dar după aceea, ca o idee, vă pot spune că am încercat să închid liceul și până la ora 11 să fie închis, ceea ce prima reacție a fost celor care fugeau de la oră, că nu puteau nici să intre, nici să iasă. Și după aceea s-au întâmplat unele lucruri care și alți colegi de la alte licee au luat aceeași măsură și atunci s-a înțeles că este bine ca elevii în timpul cursurilor să fie prezenți la ore. Prezența la ore dă rezultate. Astăzi ați putut, zi de vineri, înainte de încheierea semestrului, ați putut verifica prezența copiilor la ore. De ce? Pentru că este important. De acolo pornim tot. Să fie focusați, să fie prezenți. Prezenți pentru că au posibilitatea, din punct de vedere a ceea ce privește pregătirea cadrului didactic. Este clar că 78% sunt grade didactice cu grad didactic 1. Sunt 2 doctori în știință. 3 acum, actualmente, anul acesta și-a mai susținut o doamnă doctoratul în religie. Deci există această ofertă educațională destul de bună și, să zicem, foarte mulți colegi sunt cooptați în echipă de traducerea manualelor școlare, traducerea subiectului la bacalaureat, deci au o anumită experiență în ceea ce privește și expertiză în ceea ce privește, să zicem, activitate de editare și așa mai departe. Foarte multe adevărate. Eu am glumit, zic, un dulap cu cărți am putut umple și noi cu literatura noastră scrisă de către noi. Dar deci, care foarte bine pregătite. Deci nu se poate pune în discuție. Unele lucruri au fost legate de nivelul în ceea ce de pregătire a elevilor pe care sunt admiși la liceul nostru. Dacă în viitor apropiat vom reuși schimbarea acestei singure chestiuni simple și continuarea și perseverența în ceea ce privește predarea actului educativ, problema reușită nu s-a pus în discuție. Deci n-are cum. Deci, pentru că în momentul în care în permanență există un control, există grafice unice de control, există o monitorizare în permanent, atunci eu așa văd. Nu mi se pare ca să fii șef, ci să fii lider. Nu mi se pare să impui, ci să discuți. Sunt lucruri care umane
și care, dacă apare o problemă, trebuie rezolvată. Dar rezolvarea problemelor se face într-un anumit ritm. Și, are... și ritmul trebuie să fie alert. Pentru că câteodată plecam și de la după ora 10 seara de școală. Dacă vreau să fac ceva, deci trebuia să gândesc ce să fac și asta. Este evident că este muncă. Da, și uitați-vă ca să... uitați-vă care este... Chiar e chestiunea că în permanență cine vine, vine înspre liceul Taras Șevcenco și toate delegații din Ucraina sunt interesate. Vin tot felul de oameni și oameni din Ucraina bine pregătiți și ne pun întrebări. Dar de ce nu aveți cutare? Păi stați un pic, finanțarea este cost pe RR-ul, pentru că în alte țări și există alt tipuri de finanțare. Adică există un ordin de ministru și se finanțează ăla și asigură tot necesare. Noi cu număr 180 de elevi, să zicem, trebuie să ne finanțăm și să fim chibzuiți în ceea ce privește banul public și în ceea ce privește prioritățile care trebuie să le facem. În acest an școlar, în 2018-2019, am reușit să înființăm o grădiniță, am schimbat un grup sanitar pentru preșcolari, urmează să facem alte, avem sală de sport, avem multe săli amenajate, dorim să amenajăm un cabinet de filologie cu toată aparatura necesară, avem o tablă magnetică, mai trebuie să aducem unele softuri, să avem și această... Vrem să achiziționăm instrumente, fiind liceu pedagogic, avem nevoie de instrumente muzicale, au loc activități extrașcolare, extracurriculare, avem proiectul OSE, avem multe, multe activități care sunt, să zicem, în beneficiul copiilor și în beneficiul grupului țintă, cum sunt obișnuit eu să zic. Grupul țintă este eleu și dacă acel eleu iese fericit de la școală, este bine. Noi vă dorim să iasă toți elevii Liceului Ucrainean fericiți de la școală și să ajungă acolo unde fiecare își dorește și liceul să contribuie cât mai mult. Știi la ce înseamnă succesul acesta. A fi fericit când ești de la școală? Ce înseamnă? Să fii cu o diplomă de bacalaureat. Să fii cu diploma asta, da? Să fie toți cu diplome cât mai multe și care să și ajute. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați vizitat și sunt onorat și pentru că am avut atâtea bucurii și din partea de când ne cunoaștem, multe bucurii pentru că am reușit să etalez și eu câte ceva din gândurile mele sau din ideile în ceea ce privește învățământul ucrainean. Trebuie să reînființăm învățământul ucrainean și să-și zic de ce. Să revitalizăm, că el este înființat, dar nu numai și în satele ucrainene, adică în momentul în care în satele ucrainene va exista o clasă de limbă, cu o limbă de predare ucraineană, nu se vor mai teme așa, copiii s-au temut de ucraineană și aici, în acest an școlar, am zis, nu vă temeți de limba ucraineană, este limba voastră. Limba mamei, limba bunicilor, este ceea ce vă reprezintă. Trebuie să-i primim așa cum sunt. Este un proces și eu cred că lucrurile astea deja au început să se pună din ce în ce mai bine în mișcare și eu cred că trebuie să fim optimiști. Sunteți, că altfel cred că nici nu erați în această poziție, nu v-ați fi asumat așa un rol de important pentru ce înseamnă viitorul tinerilor din comunitatea ucraineană. Știi ce aș dori eu ca tinerii din comunitatea ucraineană, când te întâlnești cu ei pe stradă sau asta, să nu vorbească să vorbească în engleză, în franceză, în rus, în germană, în română, în ucraineană, dar să nu vorbească într-un amestec de limbi. Asta, acum, asta. Cu globalizarea asta, știți cum e, avantajele și dezavantajele fiecărui fenomen. Controlul acesta este deosebit de important în momentul în care gestionezi bine o limbă, în momentul respectiv ai un bagaj de cunoștințe mare și poți să ți le expui. Sperăm că liceul Taras Șevcenco, nu întâmplător, și-a ales un nume Taras Șevcenco. Taras Șevcenco era un geniu și a fost un reformator al Ucrainei care a renăscut Ucraina. Și atunci învățământul în limba ucraineană
va renaște odată cu numele lui Taras Șevcencu. Nici nu puteam să încheiem mai frumos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cureleac. Mulțumesc și telespectatorilor noștri și le dau întâlnire telespectatorilor mei săptămâna viitoare cu alte materiale legate de multiculturalitate, interculturalitate, cu aspecte din viața diverselor comunități etnice din România. Vă mulțumesc așadar, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Sunt Maria Cina Jiga și vă doresc toate cele bune.